O hotărâre a Consiliului Local din orașul Hârlău ar putea fi luată ca exemplu de municipiul Pașcani pentru scăderea taxei de salubritate în suburbii. Asta în contextul în care tot mai mulți dintre cetățenii municipiului sunt nemulțumiți că plătesc mult pentru colectarea gunoiului menajer, iar primarul și consilierii aflați acum la putere au contestat condițiile de calcul și regulamentul de aplicare. Mai exact, de la începutul acestui an, cetățenii din Hârlău plătesc taxa de salubritate, dar diferențiat în funcție de zona unde locuiesc. Cei din oraș achită câte 9,66 de lei pe lună pentru fiecare persoană, iar cei din zona rurală, satul Pârcovaci, câte 4,47 de lei pe lună de persoană. Diferențierea a fost făcută pe motiv că cei care locuiesc la case, în zona rurală, dau pentru colectare și depozitare mai puțin gunoi menajer, restul fiind utilizat în gospodării. De asemenea, satul Pârcovaci, deși face parte din administrativul orașului Hârlău, a fost declarat zonă rurală, în lipsa unor facilități și utilități ca la oraș. Problema ar putea fi abordată la fel și la Pașcani, cu cele 5 suburbii din componență. Dacă administrația locală ar face demersuri ca Lunca, Blăgești, Gâștești, Sodomeni și Boșteni să nu mai fie considerate cartiere, ci zone rurale ale municipiului, atunci locuitorii ar plăti câte 4,47 de lei pe lună la taxa de salubritate, nu 9,66 de lei cât achită acum. Administratorul public Claudiu Bodoașcă a precizat în cadrul unei conferințe de presă că pentru o astfel de modificare ar fi necesară mai întâi o consultare publică și că taxa de salubritate va fi mai mică dacă va crește procentul de colectare selectivă. Mai mult, actuala administrație locală și-a propus ca suburbiile să fie aduse la nivelul municipiului din punct de vedere al condițiilor și utilităților, nu să fie transformate în zone rurale, iar acest obiectiv ar urma să fie cuprins în următoarea strategie de dezvoltare a municipiului. Strategia noastră este să aduce pe cei din suburbii să nu mai se considere marginalizați, să aducem la nivelul orașului. Deci strategia de dezvoltare pe care noi avem de gând să o facem, să o pregătim pentru următoarea perioadă, este ca suburbiile să fie parte integrată a orașului, să fie considerate cu adevărat cartiere ale orașului. Prima care acum, dumneavoastră spuneți că se poate, aș face un fel de separație, duc din noi și spun, dom'le, nu vreau să mai sunteți în oraș, sunteți la sat. Omul aș pierde speranță. Păi cred că acest lucru nu puteți să luăm noi. Trebuie o consultare publică, să vedem dacă cetățenii de acolo își doresc neapărat să fie separați de Pașcani. Nu, numai, nu e vorba mai de taxe, că taxe, v-am spus, sunt așa cum e hotărârea de Consiliul Local, e clar, să plătesc impozitul local în funcție de utilitățile pe care le are. Asfalt, apă, gaz, lumină. Nu este doar atât. De exemplu, taxa de salubritate în orașul Hârlău este de 9 și ceva, iar în Pârcovaci este în jumătate, 4 și ceva. Dacă pentru atâta locul, pentru 4 lei, pentru persoana, trebuie ca cei oameni să nu mai fie parte integrată a orașului, putem să intrăm, facem o consultare publică, să intrăm pe de cei care locuiesc în suburbii. Doriți să vă despărțiți de oraș? Nu înțeleg. Că pentru 4 lei la taxe salutate pe care noi ne dorim să o scădem oricum. Da? Dacă vom face o colectare selectivă bună, taxa de salutare va scădea. Și dacă mi-aduc eu aminte când au venit cei de la ADES în Consiliul Local cu contractul de legare, cu contractul nu de legare, cu cei de la Direxim, da? Era o posibilitate, dacă vă să aminte, ca cei de la case să plătească mai puțin, în funcție de pubela pe care o cereau, da? Pubelul de 120 sau de 60 de litri. Era, trebuie să verificat în contractul de delegare că există posibilitatea să plătească mai puțin. Păi și de ce plătesc cei din suburbie? Deci așa, mă întrebați pe mine, care suntem de 3 luni de zile aici la primărie, și mă întrebați pe cei care au făcut taxa de solidaritate înainte și au făcut-o unitară. Am discutat așa atunci, mi se pare greșită și abordare. Să plătești dublă impunere. Persoana la serviciu, eu eram în situația aia, plăteam și la serviciu, plăteam și acasă. Așa a fost taxa de salubritate aprobată de Consiliul Local. Că am fost eu împotriva, asta e altă problemă. Altă discuție. Dar Consiliul Local a aprobat o taxă. Cum se aplică, trebuie să o respectăm. Poate o vom modifica, vom analiza, discutăm, dar tot Consiliul Local hotărăște.
Declararea celor 5 suburbii în zone rurale ar avea și alte beneficii. Pot fi obținute mai ușor și sunt mai multe finanțări din fonduri guvernamentale și europene pentru investiții de dezvoltare a zonelor rurale, iar asta se vede în comunele din împrejurimi, care au derulat astfel de proiecte în ultimii ani. Și primarul liberal Grigore Crăciunescu a înțeles acest potențial. El a propus ca suburbiile să fie declarate zone rurale pentru a obține mai ușor bani pentru investiții, dar a abandonat proiectul fără explicații. Conform prevederilor legale, orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului după caz. Menționăm că în situația în care suburbiile ar fi declarate zone rurale, ele ar rămâne în continuare în administrativul municipiului Pașcani, iar locuitorii ar avea aceleași drepturi ca și până acum.